Salutare! Astăzi o să facem un episod de Am-Nam, pentru că am văzut că v-a plăcut aceste episoade, așa că dacă mai vreți încă un episod, o să vreau să vă rog să dați un mare like de pe acum, dacă vreți să continui această serie de Am-Nam. Așa că astăzi am un invitat foarte special, care o să mă ajute să facem acest challenge. Așa că acesta este Taz. Ce faci, mă? Hai și tu aici, ca să filmăm amândoi. Nu mai sta cu curul la cameră, mâine, nesimțitule. Întoarce-te! Ok, ești pregătit pentru Am-Nam? A zis da. Înainte de toate, poți să-mi spui și mie cine-ți face coafura asta? Ia zi. Am-Nam Facebook. N-ai Facebook? N-ai Facebook, îmi pare rău. Băi, dar trebuie să-ți faci Facebook, să știi. Pentru că după video ăsta multă lume o să te caute, știi, nu? Da. Te înțeleg perfect. Perfect te înțeleg. Am-Nam făcut pipi în grădină. Da, deci eu... Ba nu, stai, l-am făcut. Da, se mai întâmplă. Cum n-ai făcut, măi, mincinosule? Și nu numai în grădină faci, ci faci exact... Pe unde apuci? Uite-te la mine când vorbesc cu tine, măi, mincinosule! Ai înțeles? Am-Nam mirosit fundul altui cățel. Mă, dar tu ești cam mincinos, de ce nu vrei să recunoști? Următoarea întrebare. Ia, ține asta. Am-Nam a avut un stăpân mai bun decât Florentin. Da, deci eu n-am avut pentru că sunt un stăpân extraordinar. Cum adică ai avut? Auzi, tu vrei să faci singur videoclipurile de acum? Știi că nu te mai iau de acum. Și în plus nu-ți mai dau mâncare. Vezi că se poate așa? Măi, vezi, negociem aici. Am-Nam să adopt vreodată o pisică. Da, deci mie îmi plac pisicile, de ce nu? Am avut și pisici. Tu? N-am. Păi, dar de ce nu-ți plac pisicile? Hai, mă, tați, am glumit. Serios, am glumit. Știi doar că tu ești preferatul meu. Și Bruno, bineînțeles. Dar mai mult tu. Să nu-i spui la Bruno, da? Am uitat, serios. De ce stai acum cu spatele la mine? Știi doar că am glumit. Hai, te rog, vino și filmăm. Hai. Hai, te rog. Hai, de te rog eu. Hai, vino. Hai, te rog. Hai. Hai că-ți dau un os. Bine, bine. Oh. Două oase. Trei? 4? 5? Bă, dar Nihalid mai ești... Așa, ai văzut cum ne înțeleg. Mă iubești? Mă iubește. Am-Nam furat mâncarea altcuiva din farfurie. Da, de fiecare dată, când am ocazia... N-am... Cum adică dacă tu mereu îmi furi mâncare din farfurie și numai mie, până și lui Bruno și la oricine din familie? Dar nu pricep de ce minți, asta tot nu pricep. A? De ce minți? Asta nu înțeleg, de nu înțeleg. Dar serios, nu ți-e un pic așa rușine dacă minți? Nu? Ai vreun cuvânt de spus? Știi doar că eu știu totul despre tine. Am-Nam făcut vreo prostie și am folosit apoi fața de cățeluș milog nevinovat ca să scap de pedeapsă. Da, deci de fiecare dată când am avut ocazia, când eram mic, era principalul lucru pe care îl făceam prima oară. Și tu? Mereu? Am-Nam făcut treaba mare în public și apoi am fugit ca să nu fiu prins sau bătut. Deci, cred că eram mic. Foarte, foarte mic. Aveam vreo 12-13 ani. Băi, frate, nu înțeleg de ce minți. Asta tot nu înțeleg. Serios, oamenii ăștia care se uită la tine o să zic că ești un mincinos. Și plus că tu de fiecare dată când prinzi ocazia, tu imediat, pac, lași semnătura ta exact în locul respectiv. Gata, nu mai vorbesc cu tine. Nu mai vorbesc cu tine, gata. Nu, nici nu te mai bag în seamă. Nu mă uit la tine, nu. Până nu recunoști că ai fost un mincinos în tot acest video, nu mă uit la tine. Nu mă uit la tine. Can't seem to get enough.
Oh, iar ai folosit fața asta de milog în tine. Oh, hai că te iert, te iert. Audiu flocosiu. Știi, trebuie să te uiți în partea aia. Uite-te în partea aia, te rog. În partea aia la public. Bun. Ok, prieteni, cam atât a fost cu acest video. Sper că v-a plăcut și dați un mare like și un share la acest video pentru Taz. Așa că eu vă mulțumesc, de fapt noi vă mulțumim. Vreau să vă zicem, da, Taz, da, 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 știu. Da, știu, tu ai fost vedeta acestui video, da, știu. Vrem doar să vă mai spunem că voi sunteți cei mai tari dansatori. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Stai, nu! Salutare! Bravo, Taz, ai dărâmat camera. Ok, salutare!